Hrvatska pivo na ure! Sărbătoare memorabilă pentru sportul piteștean. Basket Club Municipal Pitești a câștigat Cupa României la basket în urma unui meci disputat cu echipa din Timișoara. Bucuria sportivilor piteșteni, a antrenorilor și a edililor care i-au însoțit a fost atât de mare, încât imediat ce au sosit la Pitești, s-au adunat în piața primăriei, unde au scandat minute în șir și au băut șampanie chiar din Cupa Victoriei. Este un succes extrem de important pentru voi, mai ales în condițiile în care play-off-ul părea la un moment dat nepășat. Da, normal, cum multă lume a spus că play-off-ul este greu pentru noi să-l prindem. Noi am arătat astăzi că avem cât de cât valoare și putem face o figură frumoasă în play-off. Cât de greu a fost? Foarte greu, dar ne-am mobilizat foarte bine și antrenorii și noi între noi și am făcut această figură foarte frumoasă, zic eu, pentru orașul Pitești. Cum a fost victoria? Bine meritată, în primul rând. A venit toată lumea, ne-a susținut împreună cu domnul primar, toată lumea a fost acolo. Bănuiesc că sunteți foarte fericiți acum. Foarte, foarte fericiți. Eu sunt foarte obosit în momentul ăsta, nu pot să... Dar sunt foarte fericiți. Am crezut până în ultimul moment, că altfel cred că nu mai obțineam. Am crezut și până la urmă a ieșit bine asta. Faptul că voi ați fost cotați între ultima șansă a contat și mai mult pentru voi, ne-am motivat, bineînțeles, dar cred că s-au schimbat cotele. Cred că o fi cotați mai bine. Cum ați văzut dumneavoastră victoria echipei? Vreau să mă, a fost o victorie mare, o victorie pe care ne-am dorit-o cu ardoare, o victorie pe care, la care mulți nu se așteptau. În schimb, noi ne-am așteptat nu să luăm cupa, dar să facem niște jocuri foarte bune la Final Four. Ne-a ieșit jocul, am avut un meci foarte greu ieri, un meci solicitant în semifinala cu CSM București. Iar astăzi, în final, ne-a fost teamă de echipa noastră va cădea fizic în sfertul 34, lucru care nu s-a întâmplat. Băieții au fost foarte, foarte motivați și ce motivație în plus poți să mai ai când joci o finală de Cupa României. Băieții s-au dorit exemplar în seara aceasta și țin să le mulțumesc pe această cale că au făcut fericiți mulți pideșteni. Am avut o galerie cu noi la București care ne-au susținut pe toate perioada turneului final, dar eu sper ca miercuri la meciul cu CSM București din campionat să fie sala arhiplină și să fie alături de noi. Vreau să vă spun că o asemenea seară și-ar dori o orice echipă, orice suporter, orice finanțator, orice om de bună credință care iubește sportul. Pentru noi înseamnă mult. Pentru noi înseamnă o confirmare a încrederii pe care noi am acordat-o echipei, a susținerii din toate punctele de vedere în această etapă grea din punct de vedere financiar și ea vine să răsplătească efortul acestor minunat jucători, acestor deosebiți antrenori și eforturile noastre ale tuturor, inclusiv ale piteștenilor care au fost și sunt lângă echipă. Eu vreau să le mulțumesc în chip deosebit, au fost întrecerii grele, grele și pe teren, grele și în afara terenului și eu am mare încredere, așa cum am avut de fiecare dată când au trecut echipa prin momente grele și dificile. Și iată că investiția în sport ne aduce bucurie și de ce nu faimă. Gândiți-vă ce înseamnă să joace echipa noastră în cupele europene, urmarea acestei victorii. Ce înseamnă pentru Pitești, ce înseamnă pentru noi toți. Eu vreau să le mulțumesc tuturor și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Thank you.